Stăruiți în dragostea frățească. De ce să o facem? Pentru că nașterea din nou pe care Dumnezeu ne-o dă în mod miraculos nu poate fără ea. Este rodul nașterii din nou, rodul nașterii de sus din Dumnezeu. Pe de altă parte, Dumnezeu a făcut mult prea multe pentru noi ca să nu răspundem iubirii Lui. Dar iubirea de frați este dovada neiubirii de Dumnezeu. Dragostea frățească este, pe de altă parte, o dovadă a relației vii cu Hristos. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Dacă e să stăruim în dragostea frățească, cel mai bine o putem învăța de la Dumnezeu însuși. Așa cum El ne-a iubit, trebuie să ne iubim și noi pe alții. Uitați-vă ce a făcut Hristos și Dumnezeu în planurile Lui pentru noi. Astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele Lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin poarta din lăuntru, adică trupul Său, ne putem apropia, putem intra în prezența Lui Dumnezeu. Și întrebam dimineață ce putea să facă Dumnezeu mai mult de atât pentru noi. Pentru că așa ne-a iubit Dumnezeu, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Am pus apoi a doua întrebare. Cum să o facem? Copilașilor, spune Ioan, să nu iubiți cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Și atunci când e să exprimăm dragostea frățească în fapte, am spus, trebuie să punem mâna pe clanță, să deschidem ușa, în primul rând, pentru oameni, fiți primitori de oaspeți, unii prin aceasta, fără să știe, au găzduit pe îngeri. Pe urmă, trebuie să deschidem ușa înspre alții, să mergem să vizităm pe cei în lanțuri, în chinuri, în tot felul de legături și să deschidem ușa înaintea altora, cu alte cuvinte, fiind martori prin tot ce suntem și prin tot ce avem. Atunci când deschizi ușa pentru alții, am văzut dimineață că însuși Domnul Iisus Hristos vine prin cel mai neînsemnat din frații Lui să cineze cu tine, să se bucure cu tine, să împartă părtășia cu tine. Dar în același timp, când deschizi ușa pentru alții, primești în mediul împărăției lui Dumnezeu, asta trebuie să fie familiile noastre, oameni care pot fi influențați, transformați de ceea ce văd în familia ta. Am văzut că până și în fața unui soț necredincios, o nevastă credincioasă poate să aducă împărăția peste capul lui, îl poate influența, îl poate sfinți împreună cu copiii ei. Pentru asta este o condiție esențială. Relația cu Dumnezeu trebuie să fie reală. Cu alte cuvinte, noi trebuie să spunem doar ce ne-a făcut Domnul. Ce ne-a făcut Domnul trebuie să vadă pe toate palierele vieții. În seara aceasta aș vrea să facem un pas mai departe, să vedem ce înseamnă să deschizi ușa înspre alții. Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum și voi ați fi legați cu ei, de cei chinuiți, ca și cum și voi sunteți în trup. Lanțurile și chinurile pot fi de foarte multe feluri. Nu știu dacă ați văzut oameni legați în lanțurile păcatului, în lanțurile poftelor, în lanțurile tot felul de slăbiciuni din viața lor. Doamne, greu este lupți cu ele. Și de cele mai multe ori un om în lanțuri nu se poate elibera singur. Trebuie să fie ajutat de cineva. Acum când scrie autorul epistola către evrei, el se referă la lanțuri, lanțuri. La temniță, temniță. Cu alte cuvinte, dacă ne întoarcem înapoi la începuturile vieților creștine, în 10:32 citim despre această istorie. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferință. Și suferința era reală, suferința era fizică, suferința era din pricina Domnului Iisus Hristos. Pe de o parte, continuă textul, erați puși ca priveliște înaintea, în mijlocul ocărilor și necazurilor, pe de alta, v-ați făcut părtaș cu aceia care aveau aceea soartă cu voi. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care dăinuiește. Să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Deci, la primul nivel, lanțurile erau reale.
dacă e adevărat că epistola este scrisă nu mult înainte de anul 70, probabil răscoala împotriva Romei era deja izbucnită și oricine ieșea din rândul majorității ca să-L urmeze pe Hristos era socotit un trădător de neam și țară. Și de aceea, dragii mei, aveau puterea să le răpească averile, să-i arunce în temniță și să-i facă să sufere pentru Hristos. Scriptura ne spune că e un mare har în ochii lui Dumnezeu și este o mare bucurie pentru El să ne vadă alăturându-ne celor în suferință, purtând poveri împreună cu ei. Spuneam dimineața că păstrăm credința doar dacă nu o învelim în ștergar, dacă o punem în negoț, dacă acceptăm lupta și lucrarea credinței. Și pentru asta trebuie să faci gesturi, acțiuni, cu alte cuvinte, să trăiești o iubire practică, așa cum o înveți de la Dumnezeu. Și aș lua două modele care ne arată cum anume trebuie să ne deschidem ușa înspre alții. În primul rând este modelul întrupării Domnului nostru Iisus Hristos. În al doilea rând este modelul pe care l-a instituit Dumnezeu la Rusalii. Vin Paștele și Rusalele după aceea. Dumnezeu la Rusalii a generat o paradigmă în biserică care a schimbat radical felul de gândire al oamenilor din poporul lui Dumnezeu. În Ioan capitolul 17, după ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer, spre Tatăl și i-a zis: Tată, a sosit ceasul, proslăvește pe Fiul tău, ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine. Eu te-am proslăvit pe pământ și am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de întemeierea lumii. Observați, iubindu-ne sau deschizând ușa pentru noi sau înspre noi, Dumnezeu, practic, l-a trimis pe Fiul Său. El a dezbrăcat slava, a locuit printre noi plin de har și de adevăr, a ajuns până în momentul acesta în camera de sus, când rostește rugăciunea de mare preot, după care a urcat dealul căpățânii și s-a lăsat răstignit în locul tău și în locul meu. Dar dacă citesc textul, văd că El vine de undeva. Și la cina cea de taină, Domnul Iisus începe prin a spune: știu de unde vin și știu unde mă duc. Pentru că știa de unde vine și unde se duce, El a luat ștergarul și s-a plecat și a spălat picioarele ucenicilor Săi. Cu alte cuvinte, ce ne-am fi făcut dacă Dumnezeu n-ar fi deschis ușa înspre noi? Dacă n-ar fi deschis ușa înspre noi? Ascultați textul din Filipeni, un text bine cunoscut de noi. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, avea chipul lui Dumnezeu înseamnă a fi alături de Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, la mijlocul scaunului de domnie, având onoarea și cinstea întregului cer. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Toate acestea s-au întâmplat pentru că dragostea lui Dumnezeu a deschis ușa nu doar pentru noi, ca să intrăm în prezența Lui, ci înspre noi, coborând El în prezența noastră. Întreb din nou, cum ar fi fost dacă Dumnezeu nu ar fi deschis ușa înspre noi, înspre tine, înspre mine, pe fiecare ne-a căutat în felul nostru? Ascultați doar câteva texte din Evrei. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe Cel ce are puterea morții. Stând și privind la ceea ce păcatul a adus în lume, Dumnezeu a văzut cum lanțurile, legăturile păcatului devin din ce în ce mai strânse, din ce în ce mai grele. A văzut cum nimicitorul domnește pe planeta pe care noi am vândut-o. Țineți minte discuția dintre Dumnezeu și Satana în Iov, în primul capitol? De unde vii, Satanu? A, vii de la cutreierarea pământului. Pământul este moșia lui, Domnul Iisus o recunoaște. El este stăpânitorul lumii, Dumnezeul viacului acestuia. De aceea domnește, stăpânește pe planeta noastră. Dragii mei, dragostea lui Dumnezeu l-a obligat să deschidă ușa înspre noi, să trimită pe Fiul Său, pe această planetă pângărită, să pună un picior pe pământ și să înceapă să nimicească lucrările diavolului. În primul rând, ne lăsând ca păcatul să-L atingă,
să poată muri nu doar pentru păcat, ci și în locul nostru. Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Spuneți-mi, cum ar fi fost ca Dumnezeu să nu fi deschis ușa înspre noi, aș fi în robiile mele? Aș fi, dragii mei, în păcatele mele, în viața mea murdară, în viața mea trecută. Dacă ești un om nou, lucrul acesta se datorează faptului că Fiul lui Dumnezeu a deschis ușa înspre tine, înspre noi, negreșit. Nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminței lui Avram. A venit la noi, la cei căzuți, la cei blestemați de blestemul care l-am adus noi înșine asupra noastră. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi, a trebuit să coboare între noi, să locuiască printre noi, plin de har și de adevăr, să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere să facă ispășire pentru păcatele norodului. Dacă mă mut în capitolul 10, Domnul Iisus, nici nu știu cum a putut răbda atâta. El a făcut planurile și El știe de ce mântuirea n-a venit mai repede decât la împlinirea vremii și la ceasul hotărât de Dumnezeu. Dar imaginați-L privind vechiul legământ cu toată nedesăvârșirea Lui, văzând oamenii dorind să vină la Hristos și neputând trece de antecamera cerului. Toate păcatele lor erau adunate până într-o zi când a zis, iată în sulul cărții este scris despre mine. Dar citesc câteva versete din capitolul 10. În adevăr, legea care are umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată, prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an, să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Altfel, n-ar fi încetat ele oare să fie aduse dacă cei ce le aduceau, fiind curățiți odată, n-ar mai fi trebuit să aibă cunoștință de păcate? Imaginează-ți mergând copilul la baie. Și spală mânuțele, dragul de el, se întoarce cu toată murdăria pe mâini, se duce din nou și le spală, se întoarce cu toată murdăria pe mâini. Dar acum mutați lucrurile pe celălalt plan. Imaginează-ți că vii cu inima ta murdară la Dumnezeu și, deși ți-ai adus toate jertfele, problema nu poate fi rezolvată. Și Hristos, Cel care își găsise plăcerea în fiii oamenilor, înainte ca noi să fi existat, Cel care a discutat planurile cu Tata și care a făcut toate lucrurile, când a văzut lucrul acesta, într-o bună zi a zis, Tată, a sosit ceasul să punem capăt acestei nedesăvârșiri. Aducerea în minte a păcatelor este înnoită din an în an, tocmai prin aceste jertfe, căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. Nu știu cum a fost în cer în ziua aceea, când Fiul lui Dumnezeu s-a ridicat și a strigat în auzul tuturor în tăcerea lăsată peste strigarea îngerului, cine este vrednic să ia cartea, să-i rupă pe cețile? Când El s-a ridicat la dreapta Tatălui și a zis, iată-mă, trimite-mă, în sulul cărții este scris despre mine. Tu n-ai voit nici jertfe, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arder de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre tine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Ioan are dreptate când spune, dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis, a deschis ușa înspre noi și a trimis pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Și dragostea este nu în faptul că noi L-am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Spuneți-mi, cum ar fi fost ca Dumnezeu să nu deschidă ușa înspre noi, înspre lumea aceasta căzută, înspre toate legăturile și lanțurile care ne țineau departe de Dumnezeu? Și ceea ce este extraordinar e că Dumnezeu n-a stat să vadă un moment care să fie prielnic, în sensul că acum sunt destul de buni ca să merită să vin la ei. Ascultați ce spune Pavel în Romani, capitolul 5, versetul 8. Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Pe când n-aveam niciun merit.
pe când nu exista nicio rațiune pentru jertfirea Fiului lui Dumnezeu, pentru mine, păcătosul, Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Stăruiți în dragostea frățească, deschizând ușa pentru alții, fiți primitori de oaspeți, cu fiecare oaspete, dacă ai ochi buni și sănătoși, îl vezi pe Domnul Iisus Hristos intrând în casa ta și deschizând ușa înspre alții. Înspre alții. Veniți, binecuvântații Tatălui, de moșteniți împărăția. Azi dimineața am sărit peste partea asta de text. Am fost bolnav și ați venit pe la mine. Am fost în temniță și ați venit pe la mine să mă vedeți. Observați, sunt situații în care oamenii vin și îți bat la ușă. Sunt situații în care tu trebuie să bați la ușa lor. Vă spuneam dimineață, când închid ochii, stau înaintea lui Dumnezeu, n-am probleme foarte mari cu primul aspect. Pentru că i-am promis lui Dumnezeu cu foarte mulți ani în urmă, Doamne, când aveam deadline-uri, trebuia să termin cărți, să fie în țară la timp, sute de biserici așteptau comentariile și veneau oameni și stăteau cu ceasul la mine și eu îmi rodeam unghiile, veneau musafiri, mă scoteau afară din biblioteca în care munceam și eu, acolo era dormitorul lor. Până într-o zi, când am stat înaintea Domnului și am zis, Doamne, oamenii sunt mai importanți ca hârtiile. Dacă tu ai nevoie de hârtiile astea, ține-i la ușă, la poartă. Dar dacă îi bat la ușă, mă opresc din absolut orice fac și mă întorc spre ei. Dragii mei, asta a fost poate singurul lucru care am putut face pentru copiii mei. Să-mi deschid ușa înspre ei și pentru ei când au bătut la ușa mea. Și Domnul Iisus asta ne cere. Ne cere ceea ce e mai greu. Să te oprești din ale tale, să-ți plănuiești un timp și să mergi la cel bolnav, cel în temniță. Iacov, capitolul 1, versetul 27, vine și ne spune o altă epistolă foarte practică. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani. Nu știu dacă textul ăsta spune, poți să stai acasă, să te uiți la televizor la ei, dar ci spune să cercetăm pe orfani și pe văduve necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Nu știu ce aplicații vom lua fiecare din textul acesta. Porunca e simplă, e clară, stăruiți în dragostea frățească. Fie primind oameni, fie mergând și vizitându-i. Sau fie se apropie Paștele, să-ți iei cozonacul tău, să-l împarți cu altul. Să te gândești la familii sărace care poate n-au ce pune pe masă de Paștele acesta. Am fost de Crăciunul, cred că celălalt, la copiii noștri în Statele Unite și în biserica în care mergeau ei, am văzut un lucru foarte interesant. Era un pom de Crăciun uriaș pe hol și în pomul de Crăciun, în loc de globuri, erau bilețele. N-am știut ce cu ele. Am zis că e o chestie așa mai ciudată la americani. Abia atunci am aflat. Pe fiecare bilet era numele unei familii și o adresă. În America, oameni care nu puteau să pună mâncarea de Crăciun pe masă, dragii mei, foarte adevărat. Dacă ați trecut vreodată America dintr-un capăt în celălalt, ați trecut prin locuri pe care poate nici în România nu le mai vedeți, decât undeva pe... Sunt oameni săraci peste tot în lume și Domnul Iisus a zis, îi veți avea întotdeauna cu voi. Cei care ieșeau din biserică, luau un bilet și își luau responsabilitatea să pună masa de Crăciun pe masa celei familii. Vorbindu-le de Hristos și de nașterea Lui și de ce a trimis Dumnezeu în lume pe Fiul Său. Cred că și noi avem mai mult decât ce mânca și ce îmbrăca. E adevărat? Marea majoritate dintre noi. Și noi avem o bucată de pâine pe care o putem împărți cu alții. Putem avea încă un loc la masă la care să invităm pe cel care nu poate să-și facă masa de Paște. Când mă gândesc la a deschide ușa înspre alții, îmi ridic ochii spre cer și mă întreb, ce-ar fi fost ca Dumnezeu să nu vei deschis ușa înspre noi? Noi am fi încă în păcatele noastre. N-am avea nădejde, dragii mei. Eu asta aș boci în fața voastră, în loc să mă bucur și să mă gândesc la slava în care mama mea a plecat. Și cred și mama ta. Dea Domnul. Al doilea lucru care mă ajută să pricep adevărul acesta sunt rusaliile.
Dumnezeu a ales din mijlocul întregii lumi un popor. Veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu, spune Dumnezeu. Dumnezeu n-a ales pe evrei ca să lapede pe ceilalți. Evreii au gândit așa, au zis, noi suntem poporul ales, voi sunteți câinii. Nici măcar nu se murdăreau atingându-se de ei sau intrând în casa lor. Țineți minte pe Petru când îl înduplecă în sfârșit Dumnezeu prin vedenile care le are, se oprește pragul ușii lui Corneliu și zice, știți că nu este îngăduit unui iudeu să calce? Wow, ce înjosire! Când toți suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar nu doar atâta, dacă voia cineva să-L cunoască pe Dumnezeu, evreul stătea liniștit, zicea, vrei pe Dumnezeu? Vino la noi. Noi îți deschidem ușa, că oricum tragem banii de pe tine prin tot ce se întâmplă la sărbători, trebuie să plătești mielul, trebuie să plătești toate celelalte și vino la noi dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu. La Rusale erau adunați la Ierusalim oameni din toate limbile de pe pământ, hamiți, afetiți și semiți. Din toate. 14 națiuni în șiră, numai Faptele Apostolilor. Toți veniți la Ierusalim. Dragii mei, vorbirea în limbi n-a fost pentru oamenii respectivi, a fost în primul rând pentru ucenici. Ucenicii au trebuit să învețe în ziua aceea că ceea ce Domnul Iisus a spus trebuie împlinit. Și Domnul Iisus a zis, nu-i treaba voastră să știți vremurile soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt și veți fi martori din Ierusalim, toată Iudeia, Samaria, până la marginile pământului. Observați, porunca este, duceți-vă, nu veniți. Și de aceea la Rusalii, prin încurcarea limbilor sau dezlegarea limbilor, ucenicii au ajuns într-o secundă până la Roma. Pentru că vorbeau lucrurile minunate ale lui Dumnezeu în limba celor ajunși la Ierusalim. Cu alte cuvinte, rusaliile au schimbat o paradigmă încetățenită de 16 secole. Îl vrei pe Dumnezeu? Vii la noi. Îl vreți pe Dumnezeu? Veniți la Biserica Baptistă din Iris. Acum, probabil internetul ne ajută să deschidem un pic ușa și spre alții. Dar cum ar fi să facem și noi pași în direcția respectivă? Aveți colegi de școală, aveți colegi de muncă. Nu trebuie să le dați cu Biblia în cap, ci trebuie doar să trăiți creștinește în prezența lor. Să munciți ca pentru Domnul și să vă rugați pentru ei. După 16 secole la Rusalii, Dumnezeu a zis, nu, de azi înainte, noi mergem la ei, nu ei vin la noi. Și eu cred că acesta este tiparul în care ar trebui să funcționeze biserica. Dacă n-ar exista lumea în afara noastră, cei care nu ne trec pragul în niciun fel, dragii mei, noi n-am exista. Rațiunea existenței noastre nu ar mai fi. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Noi ne-am făcut ziduri ca să fim păziți de cel rău. Și multe alte lucruri creștine, având impresia că putem să evităm această întâlnire cu lumea. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Sunt ultimele cuvinte ale Domnului Iisus Hristos. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Amin. Dimineața am citit câteva texte. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, dacă nu faceți ce vă poruncesc? Acum mă înțelegeți de ce sunt vinovat. Eu îmi trăiesc viața între Scriptură, conferință, predici, creștini. Cam pe acolo mă mișc eu. În bunătatea lui Dumnezeu aduce în grupul nostru și oameni care caută pe Dumnezeu și mă întâlnesc cu ei și mă bucur de lucrul acesta de câțiva ani de zile. Dar nu știu dacă am o strategie în a împlini ce zice aici Scriptura. Darul meu nu-i de evanghelist. Poate că e o scuză pentru mine. Nici nu mă duc la evanghelizări. Dar cred că porunca asta e pentru fiecare dintre noi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Ori porunca, ultima porunca Domnului Iisus a fost destul de clară. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, ducându-vă, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și imaginați-vă, când am pornit,
ca în drum spre Emaus. Cine credeți că li se alătură? Domnul Iisus. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacurilor. Stăruiți în dragostea frățească. Cum o facem? Dorule, ești cu noi? Deschizând ușa? Mi se pare doar că ești cu noi, da? Deci deschizând ușa pentru alții. În al doilea rând, deschizând ușa înspre alții. Și în al treilea rând, deschizând ușa înaintea altora. Se spune că un predicator bătrân avea un obicei. Când îl suna cineva și îl vizita, trebuia neapărat să-l anunțe, pentru că nu putea primi pe nimeni fără costum și cravată. Indiferent ce lucra în grădină sau pe unde era, poate spăla scutece, trebuia să oprească totul, să meargă repede, toate erau aranjate, nevasta știa obiceiul, cravata, costumul, cămașa apretată, și când deschidea ușa, îl vedeau pe domnul predicator în țoalele, în ținuta de duminică, în ținuta de duminică. Asta înseamnă să ascunzi de alții o mulțime de lucruri. Dacă vrei să deschizi ușa înaintea altora, atunci nu te superi de curioșii care ți intră în dormitor și ți intră... Și acum gândiți-vă la... Nu suntem toți la fel de ordonați, nici eu nu sunt dintre ei, dar gândiți-vă la viața noastră. Ascultați textul care urmează. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat. Ce are asta cu dragostea de frați? Poate mă veți întreba. Și textul continuă, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe prea curvari. Spuneți-mi, există curvie în bisericile noastre? E greu să răspundeți, pentru că v-ați acuza. Dar hai să o pun altfel. Sunt în bisericile, așa zis creștine, familii în derivă, soți și soții care nu mai vorbesc, care n-au divorțat de rușinea satului, dar care nu mai au nimic unul cu celălalt. Spuneți-mi, dacă ar fi să respect principiul poruncii lui Hristos, Ierusalim, Iudeea, Samaria, marginile pământului, de unde trebuie să încep să-mi iubesc frații? V-am spus de multe ori, Eleonora Ponta a devenit Norica fără rău, dar indiferent ce am făcut și ce i-am dat, i-a rămas în primul rând sora mea în Hristos, nu soția mea. Pentru că eu am găsit-o logodită cu Domnul Iisus și indiferent ce i-aș fi promis și ce inele i-aș fi tras pe deget, eu nu pot rupe logodna aceea. Ea e mai importantă. A noastră se va termina, cealaltă va continua. Cu alte cuvinte, primul frate al meu este soția mea, sora mea, copiii mei. Spuneți-mi, nu cumva ne facem vinovați? I-am iubit ușor pe cei de la Dunăre, că mergem la ei de două ori pe an, dar e mai complicat să-l iubești pe cel de lângă tine, să-ți iubești mama soacră tavii, da? Cu toată inima, da? Că e mai ușor să mă iubești pe mine, că eu stau pe piersicul, uite, sunt numai când nu merge apa. Dar în realitate, aici sunt bătăliile mari, poate ați spus și voi dimineața, eu n-am probleme cu iubirea de Dumnezeu, iubirea de semenii mei complicată. Cea mai complicată este iubirea celui de lângă tine. Spuneți-mi, cum aș putea stărui în dragostea frățească dacă aș fi necredincios soției mele, soțului meu, dacă nu mi-ar păsa de copiii mei? Cum aș putea să o fac? Ce valoare ar avea toate faptele mele? Nu spune Scriptura, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars. Și n-aș avea dragoste, nu-mi slujește la absolut nimic. De aceea Scriptura ne spune, când Dumnezeu se uite la familia mea, El apreciază un lucru mai mult decât orice, mai mult decât lucrarea pentru El, banii care îi punem în perș, apreciază credincioșia unul față de celălalt, unul față de celălalt. Iubirea de frați sau iubirea de oameni începe cu iubirea și credincioșia față de cei din casa noastră. De ce spune Dumnezeu? Dacă cineva nu știe să-și chivernisească bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Imaginați-vă, soția, trei copii și cei care au venit prin ei în casa noastră sunt bucățica aceea din mireasa lui Hristos pe care Dumnezeu a pus-o înaintea mea și m-a făcut responsabil de ea. Dacă eu îmi bat joc de cinci oameni din mireasa lui Hristos, îmi va da Dumnezeu 500 pe mână? Dar trăim într-o lume în care nu contează dacă ești curvar sau ești
homosexual și președinte sau ministru de externe. Nimeni să n-aibă treabă cu viața ta particulară. Și lucrul acesta au trecut în biserică, dragii mei. Predică bine? Atunci lăsați-l în pace. Ca și pe curvarul din Corin, nu știu cine era, dar s-au fălit cu el în loc ca să îl dea pe mâna satanei. Iubirea de frați sau iubirea de oameni, obligatoriu trebuie să înceapă cu iubirea și credincioșia față de cei din casă. Nu veniți toți la nunți, nici la consiliile premaritale. Dar vă spun tuturor cum pornește o nuntă în biserica noastră. Tinerii primesc o foaie față verso și niște date simple despre cu cine se vorbească, pe ce se telefoneze, cine e la cameră și cine e la butoane, ca să știe cum să-și organizeze nunta. Dar foaia aceea este esența. Și noi la consiliile premaritale nu facem decât să dezvoltăm fiecare capitol din ea. Pe o parte sunt legămintele, pe cealaltă parte condițiile în care Dumnezeu binecuvintează familia. Legămintele sună așa: Tatăl meu care ești în ceruri, în prezența ta și spre slava ta, hotărăsc să iau în căsătorie pe... Te rog să mă ajut să pot iubi cum a iubit Hristos biserica, la bine și la greu, în bogăție și în sărăcie, în sănătate și în boală, până când moartea ne va despărți. Dragii mei, dacă vii la altar și ai curajul să rostești cuvintele acestea, te-ai legat. Aș vrea să spun, te-ai nenorocit. Dacă îndrăznești să iei din mâna lui Dumnezeu relația aceea, să faci ce vrei în ea, tu cu gura ta, cineva îmi spunea zilele trecute, eu nu pot să rostesc rugăciunea Tatăl nostru, pentru că am pe cineva pe care nu pot să-l iert. Și rugăciunea Tatăl nostru ar trebui să trag toată pedeapsa asupra mea și de iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Dragii mei, exact același lucru se întâmplă aici. În prezența ta și spre slava ta, hotărăseau în căsătorie pe Eleonora Ponta. Spre slava lui Dumnezeu, înseamnă ceva asemănător cu persoanele Trinității. L-ați văzut pe Duhul certându-se cu Fiul și pe Fiul certându-se cu Tatăl? Nu. Așa ceva nu există. De aceea credincioșia în relații este ceva ce Dumnezeu apreciază mai mult decât ne gândim. Același lucru rostește și ea. Tatăl meu care ești în cerul, în prezența ta, spre slava ta, accept să fiu luată în căsătorie de... Te rog să mă ajut să-i fiu supusă ca Domnului, la bine și la greu, în sănătate și în boală, în bogăție și în sărăcie, până când moartea ne va despărți. Este un text în Maleahi, în care Dumnezeu, ca și un ultim cuvânt pentru poporul său, că imediat după cartea aceea, se închide ușa, încetează profețiile, așteptând blestemul peste poporul său sau mântuirea pentru cei ce vor crede în Hristos. N-aveți un singur tată? Întreabă profetul. Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? Pentru ce da suntem necredincioși unul față de altul? Așa încât pângărim legământul părinților noștri. Iată ce mai faceți, versetul 13. Acoperiți cu lacrime altarul. Cu alte cuvinte, religia e perfectă, nu lipsește nimica. Jertfe, plânsete, bocete, înaintea Domnului cântări de laudă. Acoperiți cu lacrime altarul, cu plânsetele și gemetele voastre, așa încât nu mai caută la darurile de mâncare. Dumnezeu nu mai caută la darurile de mâncare și nu mai poate privi la mirosul de tămâie. Și dacă întrebați, pentru ce? Pentru că Domnul a fost martur între tine și nevasta tinerții tale. Căci acum, care acum nu ești credincios, măcar că este nevasta ta cu care ai încheiat un legământ, nu ne-a dat unul singur, un singur Dumnezeu, suflarea de viață? De ce sunteți necredincioși nevestei tinereții voastre, întreabă profetul. Și apoi versetul 16, Dumnezeu își pune părerea. Eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeului Israel. Și pe cel ce își acoperă haina cu silnicie, zice Domnul oștirilor. De aceea, luați dinaintea mea toate faptele necredincioșiei voastre. Dumnezeu ne cheamă să stăruim în dragostea frățească, deschizând ușa pentru alții, vin sărbătorile, o să avem nenumărate ocazii, dragii mei, să nu ne izolăm,
Oricum a fost un an greu, este vacanța de primăvară cu astenia ei și ne-ar prinde bine să nu vedem pe nimeni. Dar ne cheamă să deschidem ușa și înspre alții. Și nu în ultimul rând, înaintea altora. Cu alte cuvinte, să coborâm masca de pe față, să fim noi înșine, să avem curajul să ne arătăm și ponoasele, luptele pe care le avem, neîmplinirile cu care ne luptăm, faptul că încă nu s-a terminat procesul sfințirii nici în viața noastră, chiar dacă predic Evanghelia de zeci de ani, fiecare dintre noi este under construction, da? Suntem în procesul modelării într-un chipul și asemănarea lui Hristos. Ce e foarte important este să stai în proces, să cauți împreună cu toți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Textul continuă. Stăruiți în dragostea frățească, ne lăsând ca iubirea de bani să nece iubirea de semeni. Iubirea de bani să nece iubirea de semeni. Poate că nu-i complicat să realizăm faptul că iubirea de oameni și iubirea de bani sunt două lucruri care nu se împacă în niciun fel. Un mare magnat american a fost întrebat, cât e de ajuns, domnule? Știți ce a răspuns? Știți, puțin mai mult. Puțin mai mult. Când Ioan ne spune, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșia vieții, astea sunt armele celui rău cu care ne ademenește la puțin mai mult. Dar acel puțin mai mult îți cere puțin mai multe ore de muncă, îți cere puțin mai multe slujbe, îți cere puțin mai multă trudă, îți cere puțin mai puțină disponibilitate pentru alții. Iubirea de bani și iubirea de oameni sunt două lucruri care n-au nimic a face una cu cealaltă. Ascultați textul, versetul 5, să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți. Cu ce să mă mulțumesc? N-a spus oare Domnul Iisus, dacă aveți ce mânca și cu ce vă îmbrăca? Și a repetat Apostolul Pavel, vă este de ajuns. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Căci El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa că putem zice plin de încredere, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme, ce mi-ar putea face omul? Aduceți-vă aminte, spune versetul 7, de mai marii voștri. M-am tot întrebat, care e rostul acestui verset în această logică a argumentării autorului? Mi s-a părut foarte simplă și spuneam dimineața, aminteam întreagăt, când simți că toți cei din jur fac altfel decât te cheamă Dumnezeu să faci, uită-te bine, trebuie să existe cineva în jurul tău care în ascultare de Dumnezeu merge înainte, indiferent ce ar zice omul. Ce mi-ar putea face omul dacă eu trăiesc în ascultare de Dumnezeu? Și când vezi cel puțin încă unul care a pornit pe drum, te liniștești. Ăsta este rostul bisericii. Asta nu ai la televizor, chiar dacă ai toate programele acolo, ai nevoie de frați în carne și oase, ai nevoie de oameni care se luptă ca tine, care biruiesc alături de tine, care te cheamă pe urmele lor. Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. N-are rost să urmezi pe unul care și-a lepădat credința 500 de metri înainte de finish. De ce stai pe urmele lui ca să ajungi în groapă? Dar trebuie să fie oameni între noi care, în ciuda problemelor și poverilor, continuă să stea lipiți de Hristos. Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Este un psalm care s-a lipit de inima mea. Am fost tânăr și am îmbătrânit. N-am văzut pe cel neprihănit părăsit nici pe copiii lui cerșindu-și pâinea. V-am spus de multe ori, dacă eu m-am întors la Domnul, m-am întors la Domnul pentru că mama a deschis ușa înaintea noastră. Și a fost sinceră cu noi să ne spună, avem ultima bucată de mălai și dacă Domnul nu ne dă ceva pe mâine, îmi pare rău, n-am ce să vă dau de mâncare. Și când a trăit cu viața deschisă înaintea noastră, am văzut încrederea ei în Dumnezeu și am văzut răspunsul lui Dumnezeu de fiecare dată. Și pot spune, dragii mei, cu toată inima, alături de psalmist, am fost tânăr și am îmbătrânit, n-am văzut pe cel neprihănit, nici pe copilul lui cerșindu-și pâinea. Dar am învățat de la mama că nu-i
rușine să umbli cârpit. E rușine să umbli murdar. Nu e rușine să nu mănânci ciocolată și unt. Te poți mulțumi și cu o bucată de mălai. Dragii mei, versetul 26 continuă, căci El totdeauna este milostiv, interesant. Dumnezeu întotdeauna îți dă ca să poți da și altora, să poți simți că ești parte a împărăției lui Dumnezeu și îi dă cu împrumut și urmașii lui sunt binecuvântați. Slăvit să fie Domnul! Da? Slăvit să fie Domnul! Nu doar că El n-a dus lipsă de nimica, ci este totdeauna milostiv, totdeauna de cumprumut și pe deasupra urmașii lui nu sunt lipsiți de toate, că i-a lăsat fără nimica, ci sunt binecuvântați. Ascultați sfatul lui Pavel către Timotei. Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, le va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, iubirea de bani, atenție, cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț, în pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăt și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Nu poate fi rădăcina iubirii de oameni. Mulți gândim așa, muncesc de dimineața până seara, am 3 joburi, adun bani ca să pot da la săraci. Hai să fim serioși. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Copiii n-au nevoie de banii tăi, nici de jucăriile tale. Au nevoie de timpul tău și de dragostea ta. La fel oamenii din jurul nostru. Și unii care au umblat după ea, după iubirea de bani, au rătăcit de la credință și s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri, iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. Poate lumea va zice că ești nebun, ai ocazie fantastică de afaceri. Și tu zici, nu, mulțumesc frumos, nu mă îndatorez. Scriptura spune să nu fiți dator nimănui. Nu iau credite. Am frați de-ai mei care pe creditele cu buletinul, dragii mei, o biserică întreagă a fost nenorocit de un singur agent din biserică. Le-a dat credite. Și acum biserica se rupe toată, pentru că oamenii nu-și pot plăti dările la bancă. Am oameni de afaceri care dau 90% din tot ce câștigă și care mi-au spus, dacă mă scoate Domnul de unde sunt, nu mă mai împrumut niciodată. Niciodată. Poate veți zice, nu se poate trăi așa, e o nebunie. Ăsta e mersul lumii acesteia. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. Caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea, luptă-te, lupta cea bună a credinței, pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Te îndemn înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor, apucă viața veșnică la care ai fost chemat. Și înaintea lui Hristos Iisus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, să păzești porunca fără prihană, fără vină, până la arătarea Domnului Iisus Hristos. Nu te chinui să te îmbogățești. Scrie Solomon în Proverbe 23:4. Nu-ți spune priceperea la aceasta. Spuneți-mi la ce gândesc băieții, mai ales băieții tineri care s-au însurat de curând, n-au casă, n-au masă, n-au una nici alta. Uite așa li se învârtesc rotițele, care ar fi pista pe care... Ce interesant e textul. Textul nu spune stai și nu face nimica, ci nu vrea să muncească, nici să nu mănânce. Dar nu te chinui să te îmbogățești, nu-ți spune priceperea la aceasta. Abia ți-ai aruncat ochii asupra ei și nu mai este asupra bogăției. Căci bogăția își face aripi și ca vulturul zboară spre cer. Zboară spre cer. Frații mei, Scriptura ne îndeamnă să stăruim în dragostea frățească, nu cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și adevărul, deschizând ușa pentru alții. Unii, în felul acesta, au primit îngeri, voi aveți ocazia, noi avem ocazia să-L primim pe Domnul Iisus Hristos prin fiecare de acest neînsemnați frații Lui. Să deschidem ușa înspre alții și să deschidem ușa înaintea altora. Să trăim transparenți, să nu stăm cu masca, cu costumul și cravata când ne bate cineva la ușă. La mine, vedeți, mă găsiți de obicei înginși, rupți
și mă mai duc și mai fac și eu câte ceva în grădină, după care mă așez din nou la computer și niciodată nu mă schimb când veniți, decât dacă e nuntă sau... Dar nu lăsați ca iubirea de bani să nece iubirea de oameni și nu lăsați nici să fiți trași într-o religie a lui, nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru în care religia nu te lasă să scoți măgarul vecinului din groapă sau să te oprești lângă cel căzut între tâlhari. Religiunea curată și neîntinată este să stăruim în dragostea frățească. Iar dacă am obosit, căutați modelele din jur și pe Domnul Iisus Hristos. Un ultim gând legat de întrebarea cum să stăruiesc în dragostea frățească. Dragii mei, nu pot iubi pe semenul meu decât în perimetrul ascultării de Dumnezeu. Dacă iubirea care mi se cere ar însemna neascultarea de Dumnezeu, ea se transformă în ură. Ascultați ce spune Scriptura. Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu, despre asta am vorbit azi toată ziua, prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. Dacă actul iubirii mele înseamnă neascultare de Dumnezeu, ceea ce eu cred că iubire sau altul pretinde de la mine că iubire este ură. Îl nenorocesc și pe el și pe mine. Zile trecute, una dintre studentele în anul întâi, toate tremurând, se apropia de examene. Mama suspusă putea să-i pună o pilă și, spre surprinderea ei, pila i-a ieșit chiar înainte zâmbind. Numai o vorbă trebuia să spună. Și și-a mușcat limba pentru că a promis Domnului și a venit acasă și a zis, uite ce vi s-a întâmplat, draga mea. Și mie mi-a rămas mintea blocată când am auzit un student anul întâi răspunzând în felul acesta, tu, mamă, să nu cumva să mă nenorocești. Dacă ai promis lui Dumnezeu, chiar dacă ne-am dorit copiii cu 10 și cu bursă, dacă asta înseamnă să calci porunca lui Dumnezeu, lasă-l să piardă examenul. Eșecurile fac foarte bine pentru sufletul nostru. Dumnezeu ne dă și biruințe după aceea, dar eșecurile sunt parte din viață, din procesul creșterii noastre. Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. Deci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și poruncile Lui nu sunt grele. Nu sunt grele. O singură poruncă. Domnul să ne ajute să facem ceva pentru împlinirea ei. Stăruiți în dragostea frățească. N-are nicio scuză. Amin.